fugi? Unde fugi? Mamă, ce pisică arătat aici. Stai pe loc, ar trebui să-ți fie rușine. Am patru unde te-ai stăvolit tu cu nenorocită aia cu vine să-ți strângă gât. Cum s-a pus rușine? Dacă stai ca să fii femeie cu mine, ce vrei să faci? Idee, fica dumneavoastră, în ce situație e acum? Nu! Nu te-ai imaginat niciodată așa ceva. Nu, și asta a fost zisul meu de când era mică. E doar începutul. E posibil să câștigi premiul cel mare de 50.000 de euro. Bă, halul ăsta să ne norocești niște copii naiv! Mă, du-te! Mă, ce s-a întâmplat aici? Mă, ce ai putea cu tata? Nu! Ești prieten, nu mergi, uite ce mi-ai făcut, fii mai jos, performează! Hai puțin, mai aplicat, trageți puțin fusta. Cum să plece dacă le șantajezi cu alea? Da, bine! Că aveți pumele! Spune, poate o să ai ocazia să câștigi și premiul cel mare dacă faci ce spun eu. Eu pierd casa pentru tine și tu! Eu vezi pe bine să fie! Vezi că multe dintre ele deja au o situație cum au acasă, da? Da, și n-au da. Un copru. Trebuie să mă întreci, îmi trebuie bani. Ieși afară! Hai! Sărut mâna. Haideți că ne și vedem față în față. Ernest Francisc, Canal D. Îmi pare bine de cunoștință. Și mie. Am înțeles că ați avea nevoie de serviciile noastre, doamnă. Da, foarte mult. Ce se întâmplă? Haideți, vă rog, să facem câțiva pași și să purtăm o discuție cât mai deschisă. Am apelat la dumneavoastră, vă rog să mă înțelegeți. Am emoții, am probleme familiare. Soțul meu mă înșală. Deci vă spun la modul cel mai sincer. Pare rău, doamnă. Sunt multe, mai multe lucruri care m-au condus spre lucrul ăsta. Ce să vă spun? Avem o fată de 20 de ani, de la facultate, este căsătorit de 25 de ani. Am făcut împreună o casă, o afacere, avem o carmangerie. La cât se ocupă el de magazinul ăsta, ar fi trebuit să meargă ca pe roate, dar... Mă minte. El tot timpul spune că pleacă la magazin, că e ocupat, eu îl sun, nu-mi răspunde la telefon. Din păcate, când mi-am aruncat ochii în contabilitate, am rămas șocată. A urmat apoi, bineînțeles, l-am întrebat, i-am aruncat actele de la contabilitate în față, atunci s-a pierdut, s-a blocat. Actele din contabilitate nu mint, acolo n-ai cum exact. Să faci mijmașuri. Exact, în afară așa, de asta... Așa v-ați prins că lipsesc niște bani. Da, da. Bani deci pe care lipsesc... nu-i poate motiva. Corect, lipsesc bani. Ați omis să-mi spuneți cum îl cheamă pe soțul dumneavoastră. Tudor Olteanu. Ce vârstă are dânsul? 47 de ani și 3 luni. Mulți înainte. Știți că fiecare om are trece până anumite momente la o anumită vârstă. Dar la el deja e foarte preocupat de aspectul lui fizic. Mm. Nu spun că în permanență el a fost un om pedant și aranjat, și, dar deja a ieșit, a depășit limitele, se aranjează, se îmbracă mai mult tinerește, avem o vârstă și noi. Vă mai spun altceva, cu toate că mi-e puțin jenă, dacă soția ta nu s-ar mai ruca cu tine, ce ai crede? Mi-aș ridica un mare semn de întrebare. Nu? Ați ajuns în punctul ăla? Da. Tot timpul, deci am permiteți-mi să vă fac un compliment, adică mulțumesc la vârsta dumneavoastră arătați bine. Păi tocmai nu înțeleg ce are persoana respectivă în plus față de mine. Deci asta vreau să aflu cine e, neapărat trebuie să aflu cine e persoana. Sunt curios, i-a spus verde în față? Da, bineînțeles că i-am spus. Și, cum și el neagă. Sincer, nu i-a lipsit absolut nimic. Noi am avut o căsnicie fericită, pot să spun. Diana bănuiește ceva? Simte că e ceva între voi? Copilul nu bănuiește, pentru că, sincer vă spun, nici nu prea stă pe acasă. Are 20 de ani, e la facultate, era la normal să jurnalism, întreb. Vă dați seama. Când i-a spus soțului că îl bănuiți, că vă înșeală, cumva l-ați amenințat că o să puneți pe cineva pe urmele lui, că o să aflați? Nu. Pentru că dacă el se așteaptă la o mișcare de genul acesta, e posibil să ne fie nouă foarte greu. Singurul lucru pe care i l-am spus a fost faptul că mă înșel, vreau să știu și eu cine e persoana respectivă. Dar de când ați avut discuția, de când i-ați tras practic un semnal de alarmă, da. nu și-a revenit pe drumul? Nu, nicio schimbare, absolut nicio schimbare. Adică el până la urmă, dacă a ales să mă înșele și să... E fix problema lui, eu mă pot descurca singură, eu îmi iau copilul, mă pot descurca, sunt o femeie puternică, sunt o femeie care... Am capul pe umeri. Apreciez asta la dumneavoastră. Deci... Și cu banii ce se întâmplă? Unde au dispărut? Asta vreau să văd. Asta vreau să văd. Unde sunt banii noștri? Banii familiei. Batem palma?
Când voi avea informații concrete, am să vă contactez. Vă rog foarte mult, aștept. Salut! Salut, salut! Primim cazuri peste cazuri peste cazuri. Da, suntem solicitați din plin. Și asta este foarte bine. Uite ceva ce s-ar putea să te intereseze. A apelat la noi o doamnă, Olteanu numele ei, căsătorită cu un domn Tudor Olteanu. Au peste 20 de ani de căsnicie împreună și femeia bagă mâna în foc pe înșelată. Vrea doar să-l prindem pe bărbatul în flagrant. Păi da, după ce stai atâta timp cu un om, îți dai seama de anumite lucruri. Păi cam așa gândea și femeia. Da, am înțeles. Păi să-mi spui cu ce se ocupă domnul Olteanu. Familia are o măcelărie, au afacerea lor proprie. Și aici au început să apară și problemele, pentru că la un moment dat în contabilitate au început să lipsească foarte mulți bani. Am înțeles. Asta dacă dispar bani nu înseamnă că îi cheltuie neapărat pe anumite plăceri ale lui. Da, corect, dar nu ar fi singurul semn de infidelitate. L-a prins pe bărbatul și cu minciuna. Plus că na, e vorba între noi. Mi-a mărturisit că bărbatul nu prea îi mai acordă niciun fel de atenție. A, păi așa zi. Hai lucrurile sunt destul de clare. Hai să vedem ce putem să facem. Vezi că nu avem niciun fir de ață legat de omul ăsta. Nu știm unde se duce, cu ce își ocupă timpul. Nu discută cu nevasta sa. Vigilență maximă și anunță-mă dacă calcă pe bec. Sigur că, dar noi ne apucăm de treabă, te țin la curent. Mulțumesc frumos. Te salut. Ceau. Ora 12 și 20 de minute. Familia Olteanu este acasă. E posibil să dorm la ora prânzului? Dacă mi-a fost să m-am odihnit, nu? Păi nu mi se pare o chestie în regulă. Normal ar fi să te odihnești seara, că așa e normal. M-am odihnit și seara. Iar ai fost plecat aseară? Vreau și să vorbiți ceva cu voi. Ia să auzim. Păi... Dar stai și tu așa, stai și tu jos, ce-i cu ea? Și e deja de... m-a luat durerea de cap, dacă a zis că are ceva să ne spună. Vreau și eu niște bani ca să-mi pun și eu silicoane. Poftim? Stai. Tudore, tu auzi ce spune? Hai, mami, stai ușor, stai ușor. De ce te-ai enervat așa? Dacă nu trebuie silicoane, uite-te la tine, că ai tot ce trebuie. Deci tu ce halară, nu vezi că arată oribil, n-am o formă. Ia, Tudore, ce arată oribil copilul. Ia, uite-te un pic la mine, stai o secundă. Ia, stai tu jos, stai jos un pic. Păi, dar de ce, tăticule, nu ești... Tu nu vezi ce halară, mă, tată. Cum uiți un halară, doamne? Păi arată oribil, nu am o formă. Tata are cea mai frumoasă fată de lume. Tu nu te uiți, mă, tati, dimineața în oglindă la tine, că tu să mă ierzi că sunt actul, ce are pieptul tău, mai crești, mai afaseți, uite, mă, ta nu duce lipsă de nimic. Și nu i-a pus silicoane. Dar vreau să mă înțelegi și pe mine măcar o dată. Voi niciodată nu m-ați înțeles, niciodată nu mi-ați respectat și mie deciziile. Voi mereu, eu mereu a trebuit să fac cum ați vrut voi. Nu dau bani pe așa ceva și chiar dacă aș avea, eu nu ți-aș da să spui o treburile alea acolo. Măi, dar nu-ți dai seama că te nenorocești? Dar vreau eu să-mi fac chestia asta. Eu m-am dus la, veniți voi la mine la facultate să vedeți voi ce fete sunt acolo. Liniște, că a venit omul ăsta la noi, liniște. Stai jos să vorbim. Hai să nu ne facem dorit. Te rog frumos, nu, că deja m-am săturat, vreau să fiu pe banii mei, să fac ce vreau eu, m-am săturat să fiu la mâna voastră. Bună, ce Vali. Ce s-a întâmplat? S-a supărat. Ce deci... E o discuție de familie. Copilul, asta e. Ia loc, te rog, neapărat. Fetele, mulțumesc frumos, Vali. Un drăguț ca întotdeauna. Mofturile tinereții îi dau bătăi de cap Dianei, care, supărată, s-a retras în camera ei. Asta mică, ce să-ți mai zic, vrea să-și pună silicoane. Punct. La vârsta ei. Da. Îți dai seama că nu putem să fim de acord cu otrăvurile alea. Cu... Ai văzut cum arată strâmbă, nu e ciungă, nu e... Așa e tineretul, Tudore. Doamne, iartă-mă, nu e postic. Mă duc să discut, să discut și eu cu ea, da? Lămurește-o, vezi cum... În ce să discut și eu cu ea? Da. Deci n-are la vârsta asta. Mai încolo! Se pare că bărbatul are intenția de a plana conflictul nou apărut în familie. Ce problemă a fost cu părinții tăi? Ei niciodată nu mă înțeleg, nu mă lasă să fac ce vreau eu. Nu trebuie să ții blai de atât timp cât ei nu mă înțeleg. Vreau și eu să fiu independentă, să fac ce vreau, să am banii mei. Am încercat să mă angajez, dar nu pot să stau angajată ca secretară, că nu e de mine. Dar aveai nevoie de bani mulți. Da. Eu mai am cunoștințe pe aici, pe colea, și aș putea să te ajut într-un fel. Dar ce garanție am eu că nu mă spui lui taică? Nu am de ce să spun, pentru că eu vreau să plec de aici. Tu vrei să fii singură, să ai banii tăi. Da. Da? Să nu mai depinzi de părinții. Exact. Vreau să mă fac cunoscută totuși, am făcut jurnalism, vreau să, nu știu, să
am banii mei, să mă cunoască lumea. Totuși... Eu am înțeles ce vrei. Ești frumoasă, ești deșteaptă, încerc să te ajut. Da? Și o să fie bine, dar ți-am spus și îți repet, da? Vreau să fie secretul nostru. Secret. Nu vreau să mă pun în situația să mă cer părinții tine. Ce interes ar avea Vali să tăinuiască o intenție care pare bună? Ora 14:15 minute. Tudor și prietenul său, Vali, ies din blocul în care locuiește familia Olteanu. Aproximativ jumătate de oră mai târziu, cei doi bărbați ajung într-un bar. Aici, Tudor și Vali se întâlnesc cu o tânără domnișoară, care pare a fi o cunoștință de celor doi. Ia uite ce am eu aici! Wow! Ia uite un telefon! Să vorbim tot al tău, cu abonament plătit. Și poza mea pe tot, tot, tot. Vai, mulțumesc. Să vorbim mai drăguț. Des. De data asta mai poți să spui că e ocupată, că ești, nu? Da, îmi place foarte mult. Și nu ne oprim, mult. Și nu ne oprim, da? Nu ne oprim? Știi că ești inima. Dacă nu ne oprim, e un început. Ăsta e de vină, ticălos, ăsta e de vină. M-a făcut fericit cu tine. Îmi cer scuze două secunde, mă duc și eu până la toaletă. Da, da, da. Îmi cer scuze, da? Ia zi, ce-ai făcut? Ai fost la adresa acolo care... Băi, am fost, am văzut. Avem nevoie de camere. Trebuie să vedem unde amplasăm camerele. Că eu am făcut rost de fete, doar că mai trebuie încă una. Aș mai avea pe cineva. Nu vreau să fiu întrebată și nu vreau să dau prea multe explicații. De asta vreau o fată cât mai prostuță, așa. Nu mi-a plăcut. Și stau și în curcările astea. Da, mă, și eu aș mai lua o cafea? Nu mai e, eu m-am plictisit, eu vreau să plec. Așa hai e, când să ieșim să luăm o gură de aer. Da, merge și lăsați că achit eu. Wow! Se pare că Vali și tânăra domnișoară pun la cale un plan de afaceri. Camere de filmat și fete prostuțe. Această combinație nu sună a fi ipoteza unei afaceri tocmai ortodoxe. Tudor și tânăra pleacă împreună din local. Trebuie să ajung mai târziu, peste vreo câteva ore, la o vilă. Pe ce adresă? Unde? În ce parte? Este o vilă portocalie, așa, mare. Am înțeles, da, da, nicio problemă. Sigur. Crezi că poți să mă însoțești? Absolut, cu mare plăcere. Mulțumesc sigur că mult. Da. În local a rămas Vali, care, imediat după plecarea lui Tudor, dă un telefon. Alo, Diana? Ți-am zis că o să te ajut. Vezi că am vorbit pentru să mergi la un interviu, te rog. Să-ți notezi adresa. Bra*** 16, da? Oh, Vali a trimis-o pe Diana la aceeași adresă la care Tudor o va însoți pe această domnișoară. Detectivii sunt într-o cursă contra cronometru pentru a ajunge la adresa în cauză. Aici vor fi amplasate camere în cel mai scurt timp. Soțul Doinei își petrece mare parte din zi cu o altă femeie pe care o însoțește la cumpărături. Ora 16:15 minute. Tudor și tânăra amică a acestuia ajung la adresa nou luată în considerare pentru ancheta detectivilor lui Ernest. Ce-ar fi să ne facem și noi un pic de cap, așa un pic? Să o testăm, nu? Să vedem dacă e bună vila. Dacă nu, nu, ha? Și patul, și în principiu, nu? Să vedem dacă saltea nu e ruptă, dacă nu, să executăm o... Vreau să-ți mulțumesc pentru cadoul care mi l-ai luat, telefonul, și o să-ți pregătesc surpriza exact cu hăinuțele care mi le-ai cumpărat tu. Aolo! Mamă, ce pisică are tata aici. Vrei să dansezi puțin? Nu, nu strică. Da? Ai, da? Vrei sau vrei? Vreau, cum să nu vreau tot? Ora 10:20 de minute. Detectivii sunt pe urmele Dianei pentru a afla ce ascunde împreună cu Vali față de părinții ei. Bună ziua, mă scuzați că am întârziat. Da? Sunt din partea lui Vali. Aha, deci trebuie să ajung la și după la Brad. Mulțumesc mult, la revedere.
echipa de investigație a interceptat convorbirea telefonică a Dianei și a aflat unde urmează să ajungă aceasta. Este vorba de un fost studio de televiziune. Numele meu este Ela, sunt coordonatoarea castingului. Căutăm mai multe fete frumoase, deschise la minte, pentru diverse emisiuni TV. Vreau să vă întreb despre ce fel de emisiune este vorba. Sunt emisiuni televizate. Poate, dacă ți-a zis bunul Dumnezeu, să câștigi premiul cel mare de 50.000 de euro. E o nouă experiență. E o completare de buget și de ce nu rampă de lansare? Ah, eu am visat de mică să fac lucrul ăsta, să apar la televizor, să fii vedetă. Wow. Unde se filmează de regulă? Va trebui să locuiți între câteva săptămâni și câteva luni la un loc. Asta înseamnă că nu puteți să vorbiți cu nimeni. Nici măcar telefon, nimic. Niciun fel de legătură? Nu, dar noi ținem legătura cu familia sau cu cine vreți să ținem legătura. În cazul în care se întâmplă ceva, desigur. Vom anunța, adică dacă pățiți ceva, Doamne ferește, și e cazul să ajungeți la spital. Asta e regula. O să plătește ceva? Sau? Între 500-1500 de euro pe lună asta și dacă vrei să... Dacă vom merge mai departe, probabil sumele vor fi mai mari, nu? Dacă e posibil să câștigi premiul cel mare de 50.000 de euro. Chiar dacă nu-l câștigi, pentru că voi nu puteți să lucrați în timpul ăsta cât stați la emisiune, noi vă oferim o sumă de bani lunară. Depinde de fiecare emisiune în parte. 1500 de euro pe lună asta. Ce o față de înger. Bine ai venit, Diana. Frumosită, nu? Vă place. Da. Vreau să știu, în primul rând, mai multe lucruri despre tine. Adică, dacă ești singură, dacă ai prieteni, dacă stai cu părinți. Prieteni nu am. Asta e foarte cu bine. Părinții nu mai stau. Nu mai stai? Nu. Adică m-am certat cu ei. De ce ai făcut jurnalismul? Păi vreau să mă fac cunoscută în primul rând și să câștig și mult, să fiu independentă, nu? Îmi doresc o carieră în domeniul acesta. Ce ești în stare să faci pentru asta? Totul. Hai să vezi ce frumoase sunt. Da. În costum de baie, așa că numărul 7, Andreea. E, ce ziceți? E foarte frumoasă. Pe o piruietă, așa. Haideți să vedeți pe Mădălina, numărul 8. Ce îndrăzneață e Mădălina! Și acum numărul 9, Alina. Ia uite-mă! Și o piruietă. Da, ce sigură pe ea a venit, ai văzut-o? Să vedem și pe Cristina, numărul 10. Ia uite-mă, a? Hai că și ea e simpaticuță, așa, nu? Mai avem o fată, o domnișoară foarte frumușică, numărul 11, Diana. Ei, ea e favorita noastră, mă! Să facem așa câțiva pași către jur, să te vadă o piruetă, ca să le iei mințile. Ia uite-mă. Așa. Dacă te interesează să afli mai multe detalii despre o anumită emisiune, mergi la așa cum am vorbit la telefon și acolo te va lămuri colegul nostru, Gabi. Vreau să vezi cam care e situația. Ora 14. Tudor pleacă de la magazinul pe care îl deține și dă un telefon. Bună! Ia spune-mi, iubita, mai liberă vila? Nu. Ai dreptate, mergem și noi la un hotel, merită și noi hotel adevărat. Îți iau tot ce vrei tu, dai iubirea mea. Bine, te pup, te îmbrățișez, pa, pa. Tudor nu ezită să-i facă pe plac amantei. Ora 14:15 minute. Așa cum a stabilit cu agenții de casting, Diana ajunge la vila în care cu o zi în urmă, tatăl ei și-a petrecut seara cu amanta sa. Te-am venit să-ți propun, dacă vrei să particip la o emisiune gen Big Brother. Da, ce pot să spun, m-ar interesa oarecum. E sigură? Da. Uite aici, am contractul. Iar de ce te mai uiți pe el încă? Mai ai lână urechi? Ți-am explicat totul? De ce vrei mai mult de atât? Vei fi cunoscută, poți să devii o vedetă ca mulți alții. Da. Alte lână urechi mai ai? Zici să semnezi odată și știi cum e, vorba multă, frecie omului.
Iluzia vedetismului și a îmbogățirii peste noapte a determinat-o pe Diana să semneze necercetat un contract. Să vezi ce veselie o să fie și nebunie. Serios? Da, o să-ți placă foarte mult. De asta te-am și adus. Îți prezint un nou mod de viață, mai bun și mai luxos. Ce vrei mai mult de atât? Să vezi acum. Începe show-ul. Nu te-ai imaginat niciodată așa ceva. Nu, și asta a fost visul meu de când eram mică. Asta-i doar începutul. Muzică, ce mai vrei? Cum o coboară și fetele? Ce faci, măi? Ce fată frumoasă avem aici? E nebunie. Ce faci, măi, n-ai? Hai să sărbătorim. Ce aici, să vă fac o poză. Da, cu limuzina, cu limuzina. Gata! Bravo! Sigur, uite-te la cât de frumoasă ești. Imaginea luxului și a unui viitor asigurat încântă orice tânăr în dorința de a-și împlini visurile. Alături de alte presupuse concurente la aceeași emisiune, Diana intră în mirajul unei altfel de vieți. Haideți, fetelor! Haideți! Gălăgie multă, hai! Hai, Diana! Simte-te ca acasă, stai liniștită, o să te obișnuiești, o să le cunoști pe fete. E deja integrată, Ela. Noroc, sănătate și să ne meargă numai bine. Nu, Ela. Și acum să vă arăt camerele, dacă sunteți curioase, care vreți să veniți. Haideți, cu curaj, așa, haideți. Cu Diana, să mai vorbesc cu ea. Haideți. Eu trebuie să plec. Deja, gata? Da, mine mi-aduc aici bagajul și să rezolv și eu niște treburi. Ora 15 și 30 de minute. Tudor ajunge la un hotel. Două ore și jumătate mai târziu, este văzut ieșind din hotel împreună cu Ela. Ora 20 și 45 de minute. Vreau să știu și eu ce cu camera de la baie. De care cameră, dragă? Cea din colț. Chiar nu mi se pare ok. Nu există nicio cameră. Cum? Că arată fix ca toate celelalte care sunt în detector de incendii. N-are nicio treabă cu camera de filmat. Mie chiar mi se pare că seamănă chiar identic cu ce ați montat. Nu, uite, ai să vezi. O să-mi fac cu baie și o să stai lângă mine să vezi că aia nu este cameră de filmat și nu o să vezi nicăieri filmarea din baie cu mine. Dar ca să ai tu încredere în tine. Ora 9 și 10 minute. Diana este în camera ei și, așa cum și-a propus, se pregătește să se mute la vilă. Ce cu geanta asta? Bagajele mele. Adică? Unde pleci? Nu e treaba ta. Unde vrei să pleci tu? Unde vreau eu? Păi unde? Deci nu ai unde să pleci. Ba chiar am unde. Nu ai niciun venit. Tu nu știi să speli, nu știi să calci, nu știi să faci mâncare, nu știi să faci nimic. Uite că o să mă angajez, o să am banii mei și nu o să mai am nevoie de niciun ban din partea voastră. Ce faci cu facultatea? Nu e treaba ta ce fac eu cu facultatea mea. Măi, și cu viața mea și cu tot. Să coborâm cu picioarele pe pământ. Tu nu îți dai seama că faci o mare greșeală. Nu mai am nevoie de voi. Cum ai înțeles? Că suntem părinții tăi, cum nu mai ai nevoie de noi? Vreau să mă duc să-mi fac viața, să fiu liberă și să fac ce vreau eu. Dar unde te duci să stai? Spune-mi și mie, te rog frumos. Poate mă duc să stau la o prietenă. Mai vrei ceva de la mine? Normal că vreau. Măi, tu realizezi ce vrei tu să faci? Ia uite, ți-ai luat toate hainele. Da, uite, unde te duci aici, tu? Uite, dar aici unde sunt te duci toate. Tu? Măi, fato, tu îți dai seama ce greșeală faci? Faci o greșeală enormă. Fac exact ce simt. Da, treaba ta până la urmă. Dacă tu asta vrei să faci, du-te, eu nu-ți mai spun nimic. Patruzeci de minute mai târziu ajunge la vilă, unde îi se dă în primire o cameră. Eu văd un foarte mare potențial în tine și o să dai bine la public. Și să te placă lumea. Dar aș vrea să fii puțin mai sexy, așa. Adică te învăț de bine. Dacă vrei să ai cât mai mulți fani, trebuie să faci anumite sacrificii. Bine, asta nu e chiar un sacrificiu, că e pentru tine. Vreau să te văd bombă. Ela coboară în livingul vilei, unde agentul Gabi se uită pe un laptop la Diana, care nu știe că este filmată. Ia să vedem. Vino să-ți arăt.
Ce zici? Eu zic că am dat lovitura cu fata asta. Mi se pare cea mai bună dintre toate. Da. Foarte naivă, că adică face ce vrem din ea. Da, sigur, o păcălim repede, nu? Păcălim că îi pune niște silicoane, ceva, nu știu ce forme are. Are și talent. Asta e bună rău la americani. Da. Eu așa zic, am citit pe site-urile lor. Sunt foarte perverși, caută numai tipul de genul ăsta. Ora 12. La vilă ajunge Vali, care este întâmpinat de Ela. Vezi cum rămâne cu fetele astea și cum te descurci cu ele aici. Și care e problema? Că uite, o fată încearcă să se sucească așa, nu știu ce să facă. Cum să se sucească? Cum adică să se sucească? Așa nu convine, că de ce e filmată, de ce sunt camerele alea acolo, și, de ce... O iei și tu, nu le mai lași ca să stea una cu alta, drumită-le mai acusarea, ai înțeles? Se le promim, nu știu, dar cât deci să le până promim? Nu ne intră primii bani în cont, nu mai avem atât mulți bani. Trebuie să investim și noi puțin. Auzi, și știi care e problema? Până la urma urmei, dacă nu le convine, le dai cu contract una și gata. Da, și asta e, le spui, nu le convine, o să dea 27.000 de euro, le convine. Și hai să spun și altă treabă. Vezi că multe dintre ele deja au o situație cu mama acasă, da? Da, și n-au un control. Așa e, da. Ia le apropie-le de tine, fă-le să înțeleagă că aici o să le fie bine, o să devină vedete, o să... Da, băi, am nevoie de niște bani, trebuie să-mi dai bani, că nu mai... Trebuie să schimbăm și noi decorul ăsta aici. Clientul care se uită la video chat, nu se uită cum ai tu pe pereți în casă. Să uită la femei, să arăte bine, să uită, aibă corp, să... Se uită, că nici nu pot să le ții așa. Bine, dar hai. Trebuie să facem cumva să nu se prindă asta. Până nu intră primii bani în cont, de la primul client, nu avem, da? Descurcă-te, eu de-aia am și pus bază în tine, ești poate descurcăreață. Da, da. O să fac. Bine, hai, pa! Fetele au fost păcălite și nu sunt aici pentru nicio emisiune TV, ci pentru videochat. Ora 15:30. Câte limbi străini știi? Și engleză. Vino, trece aici pe partea asta, repede. Hai, spune-mi ce se zice el aici, te rog frumos. Și ce să vorbim cu el? Adică pentru ce? Vrei să câștigi mai mulți bănuți? Da. Vezi? Și trebuie să vorbim cu domnul ăsta? Da, și trebuie să mă ajut să vorbim cu domnul ăsta. Și nu ne vede nimeni, adică mama, tata nu mă vede. Doar vorbim cu domnul prin intermediul laptopului. Amanta lui Tudor nu pare a fi un novice în ale videochatului și știe exact cum să atingă punctele sensibile ale unor fete dornice să fie independente financiar. 12:30. Tudor pleacă de acasă. Nici bine ieșit din scara blocului, bărbatul își sună Amanta. Da, știi că te iubesc. Ne vedem mai încolo? Păi dar cum? Nu facem și noi nebunica aseară? Să nu uiți să ții de surile alea pe tine, că e nebunie. De-abia aștept să te văd îmbrăcată în ele. Ora 20:45. La vilă încep ședințele foto pentru așa zisa emisiune. Hai puțin mai aplicată, trageți puțin fusta. Văd un pic bustul, haide. Auzi, da, mie nu prea mi se pare în regulă ce se întâmplă aici. Eu adică cred că la ce televizor nu vor să ne vadă cât mai dezbrăcate. De la ceva timp încoace trebuie să ne dezbrăcăm vorbim, non-stop. Că nu înțeleg ce vrei să spui. Hai puțin deoparte să vorbim, că îmi strici aici. Mi se pare ok situația de aici. Haide să vă filmez. Uite ce se întâmplă, nu știu ce ai tu azi. Puțin, dau o zi liberă, se pare normal am interacționat prea mult și nu e normal. Lasă fetele să facă ce vor, pentru că de asta suntem aici. Nu te băga tu să-mi strici mie afacerea. Am semnat un contract de 27.000 de euro și nu cred că ai de unde să-mi dai banii ca să renunți. Eu de unde să-ți dau banii ăștia din moment? Eu vreau să ies acum. Nu, chiar nu mi se pare ok ce e aici. Păi, adică... nu mă interesează. Mai bine plecăm, te las, te duci în camera ta să te liniștești și te gândești mai bine ce e de făcut, că nu cred că ai de unde să-mi dai banii aceștia mâine. Liniștește-te. Această domnișoară s-a prins că ceva nu e în regulă, însă contractul pe care l-a semnat o obligă să rămână într-un loc în care știe că nu are ce căuta. Ernest o contactează pe Doina pentru a-i arăta ce se întâmplă de fapt. Femeia va avea parte de un mare șoc. Ernest Francis la telefon, doamnă. Aș vrea să discut puțin cu dumneavoastră legat de Diana. Știi? Cu ce legătură are Diana? Sunt foarte multe lucruri de discutat, doamnă, și mă tem că prin telefon nu avem nicio șansă să ducem discuția asta la bun sfârșit. Și cum facem să ne vedem? Ar fi o problemă să coborâți în parcarea din spatele blocului? Trebuie neapărat să vorbim astăzi, până când lucrurile nu o iau la vale cu totul. Băi, deja m-am speriat. Haideți că coborul îmi trag ceva pe mine și coborul în spatele blocului.
ziua, Elis. Nu vreau să vă speriați. Și eu am un copil ba și mă... am speriat. Despre ce e vorba? Te rog frumos. Știți, ne dai și un de crapă. Pornirăm de la soțul dumneavoastră și uite unde am ajuns. Ce problemă a fost cu părinții? Ei niciodată nu mă înțeleg, nu mă lasă să fac ce vreau eu. Nu-mi dă bani, nu mă ajută cu nimic. Dar ai nevoie de bani mulți. Da. Să înțeleg, nu? Aș putea să te ajut într-un fel. Dar ce garanție am eu că nu mă spui lui taică? Păi nu am de ce să spun. Nu am de ce să spun, pentru că eu vreau să plec de aici. Cine e domnul ăsta? Prieten de familie, prieten cu soțul meu. Cum adică? Cum vine asta să nu ne spună nouă? Eu văd că e prieten foarte bun și cu fica dumneavoastră. Da, adevărat. Eu văd că îi cere să... Deci l-am considerat, niște lucruri. L-am considerat ca făcând parte din familia noastră. Aveți idee unde este Diana în momentul de față, când noi stăm de vorbă aici? Diana nu este acasă. Diana a plecat de acasă. Am avut o discuție că a vrut să-și pună silicoane. Silicoane? Da. De aia era nevoie aia urgentă de bani mulți? Mă rog, eu n-am fost de acord să plece. Soțul meu a zis să o lăsăm ca să se dea cu capul de pragul de sus. Dar eu am inima strânsă și în momentul de față. Diana, ce v-a spus? Că unde merge? La o prietenă de-a ei, o colegă, Oana. Și aveți convingerea că s-a dus acolo? Da, e... Mă rog, e prietenă bună cu ea. Îmi pare rău că sunt eu cel care vă spune asta, dar Diana v-a mințit. Despre ce e vorba? Vă rog eu frumos, spuneți-mi, domnule Ernest. Deci m-am luat durerea de cap, vă rog eu din suflet, spuneți-mi unde e copilul meu. În momentul de față este bine, într-o vilă undeva la ieșirea din București. Oh. În ce a intrat copilul ăsta? Spuneți-mi, vă rog eu frumos, în ce a intrat. Până să ajung acolo, vă spun doar atât, a semnat un contract. Despre ce contract e vorba? Fica dumneavoastră a fost păcălită. A fost păcălită că va face parte dintr-un show de televiziune, că e un premiu destul de mare în joc, că poate să ajungă să fie cunoscută, să fie celebră, că e o rampă de lansare pentru ea. Și a semnat un contract. Cine a păcălit-o, domnule Ernest? Deci vă rog eu frumos, nu pot să cred așa ceva. Chiar nu pot să cred. Diana e copilul meu. Vă credeți ochii și urechile? Uite cum facem. Eu îți promit că o să încerc să vorbesc cu niște prieteni de-ai mei, da? Dar vreau să fie secretul nostru. Da. Da? Deci să rămână între noi. Doar între noi. Da? Și a ținut Diana secretul? Deci m-a mințit. Prin nu pot să cred că m-a mințit. De ce m-a mințit? Cu aceste persoane. Valentin știe foarte bine în ce a băgat-o pe Diana. Tudor mai puțin. Soțul dumneavoastră mai puțin. Și cum? Adică Tudor nu știe din moment ce umblă cu ăsta? Nu știeți cu ce se ocupă omul ăsta? Doamnă, când ne-am cunoscut, da, mi-ați spus de niște bani care lipseau. Da, deci lipsesc bani frecvent din firmă. A rezultat din contabilitate, da? Da, da. Nu să vă uitați aici, Nițel. Hai că vorbim numai afaceri și uite pe Ana, uite, ți-am făcut o surpriză frumoasă. Da? Cine e fata asta? Faceți cunoștință. Ela. Amanta soțului dumneavoastră. Haide, domne, fii serios. Asta e o puștoaică, ce naiba? Unde l-a agățat pe bărbatul meu? Asta se vede clar că e o pițipancă. Eu mă așteptam să mă înșele, dar nu cu una din asta. Mă așteptam să-și fi găsit și el vreuna la 30-35 de ani. Nu, la 20 de ani de vârstă. A găsit-o pe una de vârsta Diana. Exact, păi asta e de seamă cu fiica mea. Cum? Și stați puțin, că acolo e și Vali. Ce legătură? Unde e legătura? Vali o cunoaște foarte bine pe fată. Deci să înțeleg că Vali a băgat-o pe gât. Nu pot să vă confirm asta. Nu știu de câtă vreme sunt ei împreună ca și amanți. Dar clar, amicul Vali e implicat în toată schema asta, da? Ia uite ce am eu aici. Vai, ia uite un telefon. Mulțumesc! Să vorbim tot al tău cu abonament plătit, sigur. Tot. Vai, ai pus și poza mea pe ecran. Vai, mulțumesc. Să vorbim mai des. Cum e, domnul? Deci îl strâng de gând, nu se poate așa ceva. Nu se poate, uite banii unde sunt. Deci probabil că îl folosește ca paravan, nu știu ce să zic, pe Valentin. Doamne, cum e când intră așa un om la dumneavoastră în casă, vă privește în ochi, vă aduce flori, vă întreabă ce mai faceți și știe că soțul dumneavoastră se culcă cu o puștoi? Da, și se plângea la mine că e grea viața de burlac, că nu știu ce, dar văd că lui îi priește, îi place viața asta de burlac. Că uite, dă femei la bărbați însurați, uite, sparge case. Vreau să fiți foarte atent aici. Soțul dumneavoastră se ridică de la masă, se duce la toaletă.
rămâne Valentin cu Ela. Mai am o problemă. Mai am nevoie de o fată. Îmi trebuie neapărat o fată. Adică eu am făcut rost de fete, doar că mai îmi trebuie încă una. Să fie de asta de la țară, să n-ai pe nimeni, ai înțeles? Noi să fim salvarea ei. Fata dumneavoastră este în situația asta, doamnă? De fata mea vorbesc, că știam? Fata dumneavoastră este în situația asta, să nu aibă pe nimeni? Oamenii ăștia să fie luminița de la capătul tunelului, salvarea ei? Unde ai intrat? Unde ai intrat? În ce clic a intrat copilul meu? Ce mă fac? Și fiți atentă că nu e totul, da? Cei doi șușotesc acolo pe la spate. Haide ca să-i dăm drumul la afacere. În toate vilele pe care le-am văzut, ai înțeles? Eu aș insista cel mai mult pe vila asta, Portocalie. Și mie mi-a plăcut, și mie mi-a plăcut. Despre ce afacere e vorba? O afacere cu fete, domnule. Cu ce? Cu fete. Ca să ce să facă fetele? Să le producă bani. Vai de capul meu. Asta face Vali? Cu asta se ocupă omul ăsta care mi-a venit mie în casă zi de zi? Uităm că da. Fete naive sunt pe toate drumurile, doamnă. Fete care visează la faimă, la celebritate. Copilul meu a avut ce și-a dorit, deci nu, nu. Mi se pare că băiatul ăsta cu barbă pe care îl vedeți aici seamănă cu Oana? Dar cine e? E și cine el, e băiatul parte ăsta? Din schemă, parte din afacere. Gabi, Gabriel numele lui. Și ce face cu Diana aici? Premiul mare este de 50.000 de euro. Am înțeles. Este într-o vilă cu mai multe fete, tot așa frumoase, ca tine. Te rog, semnează. Iar de ce te mai uiți pe el încă? Mai ai nenăurit? Păi... Ți-am explicat totul? De ce vrei mai mult de atât? Când vei fi cunoscută, poți să devii o vedetă ca mulți alții care au plecat de aici. Păi cum, să semnezi așa ca primarul? Nu? Să dea cu bățul ca primarul. Dar eu vă întreb, ea e conștientă de ce a semnat? Nu cred. Ba da, cât a apucat să citească acolo. Doamne, dar ce cuprinde contractul ăla? Ce a semnat Diana? Ce a semnat domnul Ernest? Dacă ea vrea să iasă din această schemă, trebuie să dea niște bani. Ce bani? Ce sumă? Țineți bine pe picioare? 27.000 de euro. Poftim? 27.000 de euro. De ce credeți că se agita băiatul ăla când Diana începea să frunzărească nițel contractul? Iar ei se folosesc de genul ăsta de fete, naive, care cred că tot ce zboară se mănâncă. Deci, care cred m-a că tremurat. Cineva va dori să le facă pe ele celebre. De ce m-am mințit? Uitați-vă! De ce m-am mințit? Ascultați! Îți prezint un nou mod de viață. Să vezi acum. Ea e Ela. Ce faci? Haide. Păi duceți-vă aici să vă fac o poză. Da, cu limuzina, cu balonele. Vreau să vedeți deci câte fete. Deci m-a luat durerea de cap, credeți-mă. Sunt în schema asta. Uitați-vă un pic. Vai de mine, dar toate sunt tinere, sunt copile. Numărați-mi și mie. La vârsta aia să te plimbe cineva cu o limuzină, să te cazeze într-o vilă luxoasă, să te trateze cu șampanie. Și stați să vedeți că iluzia nu se oprește aici. Fetele sunt duse la un casting. Au închiriat inclusiv un studio TV ca să pară credibil în ceea ce fac. Cristina, numele meu este Ela, sunt coordonatoarea castingului. Căutăm mai multe fete frumoase, deschise la minte, pentru diverse emisiuni TV. Ai ocazia, poate, dacă ți-a ieșit bunul Dumnezeu, să câștigi premiul cel mare de 50.000 de euro. Asta depinde doar de tine. Uite, de exemplu... Pentru una din emisiuni va trebui să locuiți între câteva săptămâni și câteva luni la un loc. Asta înseamnă că nu puteți să vorbiți cu nimeni. Nici măcar telefon, nimic, nimic? Nici un fel de legătură? Nu. Cum adică? Vor fi sequestrate, să înțeleg, nu? Cum? N-au voie să vorbească cu nimeni din exterior. Sequestrate de bunăvoie. Dar cum vine asta? Ia uitați-o pe fica dumneavoastră când a fost cazată la vilă, da? Mă bucur că-ți place. Sper să te simți bine aici. Eu văd... foarte mare potențial în tine și o să dai bine la public și o să te placă lumea. Dar aș vrea să fii puțin mai sexy, așa. Adică te învăț de bine. Dacă vrei să ai cât mai mulți fani, trebuie să faci anumite sacrificii. Vreau să te văd bombă! Bombă, fani? Ce cuvinte sunt astea? Domnule Ernest, cuvinte astea care nu te sunt vrăjesc. Folosite în jurnalism. Cuvinte care te vrăjesc. Dar eu știam, cum să vă spun eu, fată cu capul pe umeri, o fată cerebrală,
credeam că ai vers pe pereți. Să vedeți cum discută niște oameni de fica dumneavoastră ca despre o bucată de carne. Eu zic că am dat lovitura cu fata asta. Mi se pare cea mai bună dintre toate. Da. Foarte naivă. Da, e face ce vrem. Da, da, sigur, o păcălim repede. Eu zic că cu câteva ajustări. Păcălim că e plin niște silicoane, ceva. Nu știu ce forme are. Are și talent. Asta e bună rău la americani. Da. Eu așa zic. Am citit pe site-urile lor. Sunt foarte perverși. Cum mă auzi cum vorbesc de copilul meu? Parcă ar fi o bucată de o cârpă, o bucată de carne, o... Cam cum își fac ei banii? Și nu ne vede nimeni, adică mama, tata nu mă vede... Nu, cum să te vadă? Nu te vede nimeni, aici nu e la televizor. Dar vorbim cu domnul prin intermediul laptopului. Poate. Ce tânără nu-și dorește să câștige un ban rapid? Unde a ajuns copilul meu? Unde a intrat? Haideți, vă rog eu frumos, domnul Ernest. Unde e copilul meu? La această vilă. Nu este într-un pericol. A semnat un contract. Bun, are 20 de ani, e responsabilă pentru semnătura ei. Le vedeți cum sunt toate acolo în casă, da? Da, ele chiar au pus botul la iluzia asta. Doar că fata mai puțin le creează probleme. Nu mi se pare ok situația de aici. Lasă fetele să facă ce vor, pentru că de asta suntem aici. Nu te băga tu să-mi strigi mie afacerea. Am semnat un contract de 27.000 de euro și nu cred că ai de unde să-mi dai banii ca să renunți. 27.000 de euro? Cam cu asta le au la mână pe fete. Deci nu știu ele, ce cred măsură... că nu știu ce au semnat. Le cred că le-a păcălit pe toate. Dar nici nu le-a interesat, că ce le-a interesat pe ele? Faima, banul, potul cel mare. În casa aia a intrat și soțul dumneavoastră. Poftim? Casa aia s-a tăvălit cu ela. Păi ce caută acolo? Înainte să le parcheze pe fete acolo. Ce-ar fi să ne facem și noi un pic de cap, așa un pic? Să testăm, nu? Să vedem dacă e bună vila. Dacă nu, ha? Și patul, în principiu, nu? Aici e camera unde a fost Diana. Deci aici e camera Dianei. Camera unde este acum Diana. Da, deci camera unde am văzut-o, recunosc patul. Și o să-ți pregătesc surpriza exact cu hăinuțele care mi le-ai cumpărat tu. Nu patul se poate. Care soțul dumneavoastră și-a tăvălit amanta. Deci Diana stă în camera unde ăsta s-a tăvălit cu panorama asta. Am nebunit de tot. Hai, nene. Lo. Trebuie să fug, că e târziu și știi când face aia scandal acasă. Auzi, aia. Scandal acasă. Credeți că mai însemnați ceva pentru el? Deci am ajuns aia. 25 de ani de căsătorie, am ajuns aia. Sunt aia eu. E, normal, mă făcea proastă, nebună, că mi se pare. Poftim, mi se părea. Amanta soțului dumneavoastră profită de fata dumneavoastră? Haideți, vă rog eu frumos, unde să-i dau telefonul soțul meu? Deci nu, să vedeți ce o să-i fac. Vreau să vă liniștiți nițel. Deci nu se poate. Pentru că în momentul de față, dacă îl sunați și spuneți că sunt eu cu dumneavoastră, dinamităm nițel situația. Vreau să merg să discut cu el, să-i arăt ce face prietenul lui cu copilul lui. Dar dacă vă doriți să aflați unde este, pot da eu un telefon și aflu unde este? Nu răspunde. Ca de obicei. Ce facem? Cum facem? Cum îmi scot eu copilul de acolo, domnule Ernest? Să sperăm că o să putem să facem treaba asta cu vorba bună. Amanta lui bărbatul meu e șefa lui Diana. Sunt cu doamna Olteanu și ar vrea să meargă să stea de vorbă cu domnul Tudor. A aflat tot și vrea să-l pună în fața plăbărului. Da, n-ajuns de multe în drumul taverei într-o piață. A intrat într-o mocelărie, probabil în legătură cu serviciu. N-a intrat de mult. Dacă vă grăbiți, s-ar putea să ajungeți până la... E în drumul taberei, la o mocelărie. Aveți acolo e o altă afacere, aia de unde și ea el își procură carne. Stai pe urmele lui. Mergem? Da, haideți. Ok, urcați, vă rog frumos, în mașină. Bun, plecăm acum din militari. Panicată de probele pe care i le-a adus Ernest, Doina vrea să-și înfrunte soțul. Ce explicații va avea Tudor și în ce măsură este implicat în afacerea lui Vali? Ce a putut să-mi facă mie omul ăsta? Câtă încredere! Prima oară când vă înșală? Sincer, n-am avut probleme. Bună, eu sunt în drumul taberei, în 30 de secunde ajung la piață. Domnul este încă în măcelărie. Zici mie cu ce e îmbrăcat, să-l recunosc. Are o șapcă neagră și o haină neagră. Ok. În momentul de față intru la piață.
Dă-mi și mie niște detalii, te rog, măcelăria asta, cum se cheamă, unde e, ca să știu unde mă poziționez și eu. E fix la intrarea în piață, scrie Mare Măcelăria, scris cu roșu. Ok. Aștept semnalul tău când va ieși el din măcelărie. Nu știu, nu știu ce să... cum o să se termine, dar eu cu un astfel de om nu mai stau, pentru că nu are rost. Ok, a ieșit din măcelărie. Bun. Stăm în mașină, îl văd în geam. Lăsați-l să treacă pe lângă noi. Ok, momentul care trece de noi. Tudor! Puteți să stăm un pic de vorbă cu dumneavoastră, domnul Olteanu? Unde fugi? Putem un pic să stăm de vorbă cu dumneavoastră? Stai pe loc, ar trebui să-ți fie rușine! Putem nițel să vorbim, domnul Olteanu? Ce se întâmplă, domnule? Stai pe loc, domnule, că vrem să vorbim, nu-ți face nimeni niciun rău. Dar ce se întâmplă, domnule? Tu n-auzi? Stai pe loc, legat de fica ta, de Diana, stai pe loc să stăm de vorbă. De ce mai minți? Ție nu ți-e rușine? Ernest Francis, canal D, ochii din umbră. O să apărezi la televizor. Ce înseamnă tot asta? Faptul că n-ai fugit de vorbă cu mine. Așa. Când te-am rugat să stăm de vorbă, să-mi spui ce se întâmplă cu tine, ce ai făcut? Tot timpul țipai. Ce caută oamenii ăștia? Ce eu i-am adus pe oamenii ăștia. Soția dumneavoastră ne-a angajat pe noi. Nu se putea discuta cu tine. Nu se putea discuta cu tine. Ți-am spus că mă înșel? Asta e o treabă între noi doi, draga mea. Care treabă între noi doi? Te înșel și care e problema? Niciodată n-ai vrut să recunoști. Păi și ce trebuie să ți-am spus că-ți demonstrez? Uite, ți-am demonstrat. Ia, uite lumea asta. Știi unde e copilul tău? La facultate, unde să fie? Serios? Nu l-ai lăsat să plece de acasă? Eu am lăsat-o? E la facultate, unde e? Tu ai spus, las-o să plece că după două zile vine înapoi. Vă rog eu frumos, domnule Ernest, arătați-i unde e copilul. Ce să mă arate unde e copilul? Deci știi ce ești? Ești un nimic în fața mea. În fața mea ești un nimic. Mă făceai proastă, mă făceai nebună. Cum îți venea la gură când îți spuneam pe amantă? Se uită lumea la noi, se uită lumea în gură. Sunt cineva, mă cunoaște lumea nebune. A, dar când ieșeai cu aia de seamă cu fita, nu-ți mai era rușine? Nu mă afișez, mă duc cu ea la spectacole, la teatru, mă duc... Dar ai fost la restaurant, că am văzut! Bărbat și femeie, ce vrei să fac? Am văzut, ai fost la restaurant, ce ți-a pus rușine? Dacă să fii femeie cu mine, ce vrei să fac? De ce ați fugit de noi? Păi am la mine bani, domnule. Când am văzut toată lumea asta, bodyguard-ul... Când ați văzut-o pe soția camere, dumneavoastră, și da? Dacă o văd pe asta, ce putea să-mi facă? Asta, mă, ți-mi rușine? Halul ăsta după mine. Ai bani? Care bani? Care bani? Banii de firmă? Banii de marfă, n-am venit să plătesc furnizorul. A, da? Dar ce știi banii tu de banii care dai la Panorama? Și cu ela cum rămâne? Cu ela, cum rămâne? Treaba mea cu ela, care-i problema cu ela? Mi-a spus de fata mea, vreau să văd ce s-a întâmplat cu fata mea. Dar avea nevoie de bani mulți. Da. Să înțeleg, nu? Aș putea să te ajut într-un fel. Dar ce garanție am eu că nu mă spui lui taică? Păi nu am sau de la ce părinții să tăi. Spun. Nu am de ce să spun, pentru că eu vreau să plec de aici. Asta e acasă la noi. Ai auzit? Ai auzit? Prietenul tău, care ce l-am, făcut? Care da, l-am și ce pus la masă, și mă, care l-am pus la masă, ce-a făcut, masă, ce-a făcut, de ce vorbește cu ea? Ce să nu ne spunem? Că o ajută, că o dă bani. Ați cunoscut-o, domnule, pe el asta? Unde ați cunoscut-o pe el asta? Cine v-a prezentat-o pe el asta? Nu are importanță, domnule, cine m-a prezentat-o, e viața mea, ia uite-mă, mâncați-a sufletul tău. Stau să dau raportul acum în fața lumii. Frumos vă șade. Vă culcați cu o fată de vârsta Diane. Ascultă-te, rog, acolo. Mai am nevoie de o fată. Să fie de-asta de la țară, să n-ave pe nimeni, ai înțeles? Noi să fim salvarea ei. Mă gândesc și eu, mai gândește-te și tu. Haide ca să-i dăm drumul la afacere. Păi că... o să ne gândim, da. Îți spun eu, Tudor, știi cum stau lucrurile? Unde fugi, mă? Vino, mă, încoace! Nu fug nicăieri! Lasă-mă pace! Nu fug nicăieri! Prietenul tău te-a făcut de bani cu parașuta pe care ți-a băgat-o pe gâtiel, ți-a dat-o, așa e? Aveți idee, fica dumneavoastră, în ce situație e acum, nu, când vorbim? Ți-a băgat-o pe aia pe gât ca să te mănânce de bani. Acum, Bruce, vrei să stăm de vorbă? Acum nu mai fugiți de noi. E fata mea, sunt ochii mei. Fica dumneavoastră de vreo 5 zile stă pe... Stimate domni, la Casa Portocalie. Ce mai spui acum? Ce afacere pune la cale ela? E o vilă? În ce măsură sunteți băgat în afacerea asta? Că știm că o sprijiniți cu bani. În afacerea asta, ce afacere? Videochatul, cu ce afacere? Păi să vă câteam în cătălea de bani, fetele care sunt. Se dezbracă. Acolo sunt.
Fraților, vorbiți de fata mea, da, de Diana Olteanu, 20 de ani, studentă la jurnalism. Ce caută la cea, domne? De ce vorbesc aici pe la spatele dumneavoastră? Din toate vilele pe care le-am văzut, ai înțeles? Da. Eu aș insista cel mai mult pe vila asta, Portocalie. Ai înțeles? Vreau să mă acces. Și mie mi-a plăcut. Stai încolo că vine ăsta. Și că vine prostul, eu sunt prost. Ai văzut prost. Prostule, păi prost ești. Eu sunt prost. Ești prost, mă. Eu sunt prost. Ești prost, mă. Te-a făcut dar ăștia. Dar nu i-a dat niciun ban. Te-a făcut i-am ăștia de vorbi singur. Restaurant, atât. Da, un inel, un ceas. Și nu i-am dat bani, niciun ban. Eu nu bani, sunt deșteptul ăsta, l-ai văzut vreodată? Pe deșteptul ăsta l-ai văzut vreodată? Niciodată. Niciodată. Absolut. Uite, ăsta e deșteptul care a pus-o pe fiică ta să semneze un contract. Atât din cât ești în casă, nu poți să vorbești la telefon. Nu poți să ieși. Ce vreme am luat atât? Vei fi cunoscută, poți să devii o vedetă ca mulți alții care au plecat de aici. Poți să câștigi marele premiu de 50.000 de euro. În ce hal a prostit-o parașuta ta și cu prietenul tău care venea și îl punea la masă? În ce măsură, stimate domn, știați de afacerea asta? În ce măsură? Asta e afacerea cu chatul? Da, exact. Cu fimea, afacerea lui prietenul tău. Am fost prezent în casa aia pe te-ai tăvălit în patul ăla acolo? Aia, da, odată? Și ce centrează că am fost? M-am dus să văd o casă. Odată am fost. Ha. Odată am fost cu ea. Mai iar mă mint. Iar mă mint. Mai nebunit, dar lasă-mă, dar nu-ți mai jur nimica. Dacă mă crezi, mă crezi, mă... Ai e fata mea, e nebunit. Cum să bag eu în ce? Tudore! Ăștia doi au un chat. Știi unde ai fost tu cu asta? Patul ăsta-l mai știi. Uite, da, Tudor. Am fost în camera. Uite-mă pe fita în patul unde ți-ai tăvălit tu cu nenorocita aia cu vine să te strângă gât. Mă vine să te strângă gât în momentul ăsta. Au pus-o pe asta mic. O să dai bine la public și o să te placă lumea. Dar aș vrea să fii puțin mai sexy, așa. Vreau să te văd bombă. Mamă, mi se face rău. Mi se face rău. Nu, trebuie să-l sun pe nenorocirea asta. Trebuie să-l sun pe nenorocirea asta, că... Nu, nu deci eu mă duc și mi-au copilul de acolo, deci, eu cu tine nu mai stau o secundă. Stai puțin. Ia uitați-vă aici. Promită-le marea cu sare, ai înțeles? Păi ne promim, dar cât deci să ne promim? Deci până nu ne intră primii bani în cont, nu mai avem atât mulți da, bani. Dar trebuie să investim și noi puțin, o fetele astea. Și știi care e problema? Până la urma urmei, dacă nu le convine, le dai cu contract una și gata. Da, și asta e, le spui, nu le convine, o să dea 27.000 de euro, le convine. Și hai să spun și altă treabă. Vezi că multe dintre ele deja au o situație cum au acasă, da? Da, și n-au da, așa e, da. Cum ați cunoscut-o pe ăla? Cine v-a prezentat-o? Valentin, cine să mi-o prezinte? Valentin. Ți-am spus eu. Cel mai deci bun Valentin face afaceri cu ea? Ți-am spus că nu te duce la nimic bun, prietenia asta? Discut eu cu ce să discutați? Înțelegeți că a semnat un contract ce cât o vorbiți de afaceri și de oameni? Contract? Fica dumneavoastră. Cu cine a semnat contract? Firma lor. Nu a semnat contract? Că fica dumneavoastră visează la cai verzi pe pereți, la celebritate, trebuie la... Trebuie să le dăm 27.000 de euro. Ce să le dăm? 27.000 de pumni în gură le dau. Eu mă duc, eu nu mă duc. Nu te duci tu, mă, Nicăr! Ce e problema cu ăsta? Ce problemă să rezolvi tu, mă, tu veniți de panorama ta? Draga mea, ce e între noi, iubire? Ce iubire? Iubire, tu cu mine, iubire? A mai fost o fată care a vrut să se retragă din schemă. Așa? Te băgatul să-mi strigi mie afacerea, am semnat un contract de 27.000 de euro și nu cred că ai de unde să-mi dai banii ca să renunți. Vă mai întreb o dată, băiatul ăsta cu barbă, l-ați mai văzut? Niciodată în viața mea. Lui Vali nu i-ai dat bani? Lui Vali l-am împrumutat cu 5.000 de euro, am contract cu el la notariat. Uite banii, uite banii, în ăștia 5.000 de euro ți-a stricat-o și pe fita, ți-o dă la bărbat. Numai, deci eu acum, eu mergem împreună dacă vrei, eu îl pe cap. Și nu deci mai atinge. Ce-ai văzut, domnule, la el aia? Ce-ai văzut? Ce am văzut? Ca fiecare bărbat, domnule. Ca fiecare bărbat, na. Ești om de înțeles că trebuie să ne salvăm nu fata? Nu merg nicăieri eu cu tine, mă duc eu singură și îmi salvez fata. Dispar de aici să nu te mai văd. Din cauza ta s-a ajuns cu Diana în situația asta. N-ai cum să intri am tu acolo să ți se întâmple ceva. Am să-i arăt ce tata are. Dispar să nu te văd. Te rog frumos, asta rămâne între noi. Ce pleacă. Între noi rămâne între noi. Nu te apuca să-i dispar. Spui, te rog frumos. Poftim? Nu, nu ba, ochii pe tot. Dacă îi se întâmplă ceva, cum să se ducă singur? Nu puneți problemă. Acum te doare de mine, te pomenești. Păi mă duc cum, adică e vorba de fata mea. Nu te interesează de parașutele cu care umbli. Hai, dă-i drumul de aici. Deci nu mai ai casă, nu mai ai nevastă, nu mai ai copil de momentul ăsta. La panorame, du-te! E ultimul tău cuvânt, da? Ultimul! Ultimul tău cuvânt! Ultimul! Bine, să nu te întorci înapoi după bani! Eu! După bine. Banii tăi! Bine! Băi, dacă nu eram eu, bine. Afacerea aia era praf și pulbere! Da, da! Uite, mergem către locația unde este fata. Să avem grijă acolo. Nu au cine știe ce pază, dar trebuie să avem grijă, totuși.
Acum, Doina urmează să treacă prin cele mai grave emoții în încercarea ei de a-și recupera fiica. Detectivii rămân pe urmele lui Tudor. Orice intenție acestuia de a rezolva singur lucrurile poate îngreuna recuperarea Dianei. Tudor se urcă într-un taxi. Echipa de investigație va fi cu ochii pe el. Bună! Hai că uite, într-un final am reușit să ajungem și noi. A fost un drum foarte greu până am reușit să ieșim din București. Deci vinerea nu e nicio combinație să ieși pe autostradă. Zi-mi și mie ce se întâmplă la locație. La locație, ca și până acum, fetele sunt înăuntru. Cine mai este în vilă? Toate fetele, inclusiv Diana. Și Vali? Vali nu. Ok, ok, eu zic că nu, putem nu, să... Nu, 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 deci eu vreau să-l prind pe nenorocitul ăla. Păi este în avantajul nostru, deci, omul nu este Ernest, acolo, e... Domnul Ernest, vă rog eu frumos să mă înțelegeți, nenorocitul ăsta e stai pionul telefon, principal. Deci el e pionul principal. Eu vreau să dau neapărat ochii cu el. Păi și eu deci ce garanție am că el nu va veni aici? De unde să știu puțin că omul ăsta... Deci haideți să-l mai așteptăm, vă rog eu frumos. Dacă eu îl pierd, eu nu am cum să-mi recuperez copilul de aici fără el, vă dați seama. Doamna vrea cu orice preț să-l așteptăm și pe Valentin să vină la... Eu de unde să știu dacă Valentin va veni la vilă în seara asta? Vă de unde rog să eu știu? Mult de tot, domnul Ernest. Aflăm și mie... Conversația elei cu Vali la telefon a reieșit că ar urma să vină cu niște acte. Vedeți că vine. Bun, ok. Aflăm și mie. Dă niște telefoane, aflăm și mie unde este Valentin. Deci neapărat eu, dacă nu, Valentin... Nu vă înțeleg, vreți să o scoateți pe fiica dumneavoastră de acolo sau vreți să purtăm discuții cu un om de nimic? Nu, domnul Ernest... Un om care Ernest, a băgat-o în toată schema domnul asta. Domnul Ernest, ăsta mi-a distrus copilul, deci eu fără... Vali, nu am cum să-mi iau copilul de acolo, vă dați seama, e contractul ăla la mijloc. De unde dau eu atâția bani? Deci vă rog eu frumos să mă înțelegeți. Deci trebuie neapărat să dau ochii cu el, neapărat. E fiica dumneavoastră? Stați un pic, zim. Domnul Olteanu Tudor? Soțul dumneavoastră e și el aici, a ajuns acum. Eu nu înțeleg ce mai caută omul ăsta. Deci nu înțeleg ce mai vrea. Ok, bun, și unde e parcat? Văd mașina. Ok, ce știi de Vali? Bun, anunță-mă când intră în comună. Păi nu vreau să mă ia el pe mine prin surprindere. Deci dumneavoastră asta vreți să facem, să stăm, deci să așteptăm? Neapărat trebuie să discut cu el, să văd cum îmi scot copilul de aici. Pentru că e vorba de contractul ăla care e la mijloc, domnule. Hai să vorbim cu soțul dumneavoastră. Ce căutați aici? Ce cauți dacă aici? Cum adică? A venit după fimea. Ce cauți, măi omule? Ți-am spus că tu cu mine ai terminat? Ce nu discut vezi, cu tine? Vezi-ți, măi, nene, de treaba ta. Dați o secundă! Da. Unde dați fugi? O secundă. Iar fugi, ca disperatul. Păi cum să? Nu intrăm deci, să luăm fata? Te rog frumos, vezi-ți de treaba ta. Hai să nu facem circ aici, da? Deci măcar de data asta fii mai om. Valentin, e și el pe drum, deci înțelegeți? Deci neapărat trebuie să dau ok cu Vali. Fără Vali, deci dacă Vali nu dăm de Vali aici, nu avem cum să ne luăm copilul. Situația e felul următor. Puteți face pe erou să intrați dumneavoastră în momentul de față și nu știu ce se va întâmpla. Așa? Sau ne urcăm în mașini, plecăm naibii de aici. Valentin tocmai ce a intrat în localitate. Nu vreau ca el să mă ia pe mine prin surprindere, vreau să-l iau eu pe el prin surprindere, înțelegeți? Am înțeles. Hai, e doar Ela și fetele am sunt. Am înțeles. Ok? Am înțeles. Hai, băieți, vedeți unde vă pitiți. Trebuie să-l văd când vine cu mașina. Nu, stai că văd. Ok, a intrat în curte, bun. Hai să-i dăm drumul, Cătă, Bog, hai. Lasă mașina aici, mergem pe jos, hai. Lasă, corezi doar fie. Pentru că n-ai știut să-ți vezi de familia ta văd eu și de treaba ta. Acum să vezi tu ce ne... E prea târziu acum ce să-ți mai vezi de familie. Târziu. E foarte târziu. Măcar recuperezi fata, e fata mea, n-am înțeles. Să sper. Vino încoace, sunt cu camere TV, vino încoace. Vino încoace. Suntem de la televiziune, vino încoace. Dă-ne drumul să intrăm în casă. Măi, știm ce se întâmplă aici, dă-ne drumul,
Stai să mă vadă pe mine, că poate deschide. A, uite, deschide fata geamul. Deschide-ne geamul, deschide geamul să intrăm. De deschide ce? Ușa, iubita, deschide ușa. Deschide ușa. Deschide-ne păi ușa. Păi și n-ai cheie. Deschide ușa, Diana, te rog frumos, deschide Diana, ușa. Diana, e mama Diana, am venit să o luăm pe Diana de aici. Intră, nu vrem să-ți facem niciun rău. Nu vrem să facem absolut niciun rău. Unde-i Valentin? Valentin unde? E în mansardă, Valentin e în mansardă. Diana! Ei, știm ce s-a întâmplat aici, știm de toată povestea cu contractul, cu tot. Vrem să vă scoatem de aici, ok? Vrem să vă scoatem de aici. Valentin e recalcitrant. Ok, închidem, te rog frumos, ușa de la intrare. În afară de el mai e cineva în casă, bărbat? Ok, îmbracă-te că te scoatem de aici. Diana! Diana! Ce-i cu tine, mama, aici? Stai puțin, de ce cauți? Cum ai ajuns tu aici? Cum ai ajuns tu aici? Stai puțin, ce cauți Diana, tu aici? Ascultă-mă! Tu urmați să faci videochat aici, mamă! Hai, mă, mă lași cu prostiile tale! Diana, gândește-te că ești anul 2 la facultate! Așa și? Nu? Și puțin mai așa, vă rog! Ia zi-mă, da, frate, da, da. Ce faci tu, mă, aici? Ce faci tu aici? Ce se întâmplă aici? Tine tu aici? Tudore, ce se întâmplă? Răspunde-mi, te rog frumos! Ce cauți tu aici? Eu aici am venit să iau pe fiimea. Fiimea e aici la tine în casă. Tudor, stai o secundă. Nu am sechest. Ia uite ce faci. Bă, ce să fac? Asta faci cu fiimea? Asta te-a rugat eu să faci cu... Tudor, cu fata mea? Cu fata mea? Dar tu știi ce fată ai crescut tu? Da! Nu e adevărat! Fată mare la facultate, ai profitat de naivitatea ei, te-am ajutat de fiecare dată. Și? Fata mea a venit aici să facă chat erotic? Tudore, nu am sequestrat-o, nu am luat-o cu forța. Întreabă-le și pe fete. Fetele, v-a ținut cineva cu forța aici? Vă rog eu frumos! Va obliga cineva? Va obliga cineva? Vreți să plecați? Ia uite-le, sunt libere, eu nu înțeleg de ce vii. Fetelor v-a bătut? A dat în voi? A vino să le vezi pe fetele astea ce fac aici. Bună seara, domnișoarelor! Zâmbiți, vă rog, dacă tot vreți să fiți celebre! Zâmbiți, vă rog! Uitați aici o cameră video adevărată, nu ceea ce aveți voi! Zâmbește frumos la cameră, nu? Tu ai vrut să le faci celebre pe fetele astea. Dar am venit să o luăm pe Diana de aici, înțelegi? Am venit să o luăm pe Diana de aici. Hai să mergem, hai să mergem! Nu-ți bate joc de viața ta, mama! Nu-mi bat joc, e viața mea, corpul meu și fac ce vreau eu! Te rog frumos, nu-ți bate joc! E, dar ce înseamnă asta? Deci tu... Tu, pana, rapă, ieși afară! Ieși afară, că te... Major, ai vaccinat! Pleacă de aici! Ești tu, nu eu! Ce nu ți-e rușine? Bagabato! E casa ta asta? Casa ta pe banii lui bărbată meu! Deci, Diana, frumos, explică-mi ce înseamnă toate Diana, astea. Vali te-a păcălit. Te-a păcălit, mamă, tu urma să faci videochat. Asta trăiește cu taică, tu știi? Nu cred nimic din ce Diana, tu. Diana, mamă, în patul ăsta în care stai tu acum, asta s-a culcat cu taică tu. Dom'le, nu mai filma ce ai. Diana, te rog eu din suflet. Mama! Diana, ești copilul Dom'le, meu. Dom'le, nu mai filmez. Ce caută fiimea treaba asta? Să facă bani, Tudore. Te-am rugat eu. Să facă bani. Te-am rugat eu. Eu te-am rugat. Nu, ia. Ia, de atâtea ori a venit plângând la mine, m-a rugat că ți-a cerut bani, nu-i dai bani? Are 20 de ani, e major, adică nu înțeleg. Tot e fata mea, mă, nu contează că ți-a n-are. Tu dacă aveai o fată, o duceai să facă cea te rotic. Eu ce să-i fac? Eu ce să-i fac? N-am ținut-o cu forța. Băi, ești prietenul meu și uite ce mi-ai făcut, fiimea aici îți performează. Tu dorești să fac bani, te rog eu frumos. Să fac bani, dar nu cu fiimea. Am să-ți dau bani, cum vrei să fac bani? Ești dator vândut la mine. Am venit să vă luăm de aici, hai să mergem. Am venit să vă scoatem de aici, cum adică ce căutăm aici? Hai să mergem. Unde să mergem? Acasă la tine, să scap de nebunia asta. Hai! Tu știi ce ai semnat? Tu știi ce te-au băgat ăștia? Dacă vrei să pleci din afacerea asta, trebuie să le dai 25.000 de euro, bani, dar știi asta? Dar eu nu vreau să plec, părinții sunt morți. Trebuie să mă întrețin, îmi trebuie bani. Păi și stai aici, accept să faci asta. Stau! Ce să fac, să mă duc la pe 7 milioane? Da, ieși acum! Dar tu ce cauți? Ia-ți cicul ăsta, ieși afară de aici, că asta e casa mea! Hai mă afară cu camerele astea! Diana! Băi, ieși mă afară cu camerele astea! Ce? Diana, ești tu afară! Ce ești tu afară! Păi cum să ieși afară din casa mea, femeie? Nu, nu, nu,
casa ta. Ești de aici, hai! Ce Diana, vrei? Haide, haide să te urmăm! Diana, acum ești aici, acasă cu mine! Diana, ce se întâmplă, măi? Păi ce se întâmplă, ia să ne spun! Acum hai acasă! Unde vrei, domne, să merg? Tu știi cine e asta? Tu știi cine e asta? E p***a lui Tactu! Ce mă ești? E p***a lui Tactu! Ce mă ești? Merge acum cu mine. Haide cu mine ca să te explic cu tine. Haide ca să te explic despre ce e vorba în casa asta. Nu am ce să. Deci tu ia mâna după copilul meu. Tu ia mâna după copilul meu. Dă-mi drumul la mână, femeie. Diana, ce înseamnă chestia asta? Tu nu înțelegi să nu mai filmezi? Păi la amanta mea de acum, cine mi-a băgat-o pe gând? Nu tu? Ți-a plăcut? Ce? Da, mi-a plăcut. Și atunci? Și ce? Ce ați discutat la cârciumă pe la spatele meu? Eu sunt prostul, eu sunt fraierul, eu sunt sponsorul. Cu ce mă rogi? Bă, mi-ai fi cuțin pe spate, bă! Noi am venit noi să facem bani, nu să muncim ca sclavii pe 3 lei! Păi și vă place să faceți asta? Dar ce altceva să faci? Păi și când o să vrei să pleci de aici? Vreodată o să mai poți pleca, trebuie să le dai banii ăștia! Tu de ce vrei să pleci? Se pare ciudat, hă? Ai vrea să plecăm, dar... Intră înapoi în cameră, mă iubita mea, intră și vrea să te pare mica. Intră și duce. Nu, nu, hai, ieși afară, ieși afară, hai, ieși afară, hai, ieși afară, să le lași pe celelalte. Vino, te rog, cu mine, vino cu mine acum, vino cu mine. Explică-i și ei. Diana. Că nu e blondă, dar e blondă. Ți-am explicat că trebuie să plecăm, da? N-ai vrut, nu m-ați ascultat niciuna. Nici ea n-a știut că e vorba de videochat. N-a știut. Doamnă, fetele care sunt aici vor să stea aici. Nu e vorba despre niciun videochat. Ba da, despre nu e vorba despre vorba. Și totuși de ce te dezbraci în fața camerei? De ce? Adică de ce sunteți numai fete aici? Da. Măi, Diana, tu ai crezut în valiberele lor cu televiziune și cu că deveniți vedete? Da. Vedete cum? Începeți. Asta ce e? Sau tu încă n-ai ajuns la pasul ăsta? Tu știi că taică tot se culcă cu ela? Știi asta? Nu mă crede. Deci chiar nu crede absolut nimic. În patul ăsta Diana s-au culcat. Diana, sunt mama ta, nu te-am mințit niciodată. Nu te mint nici acum. În patul ăsta s-au culcat. Arătați-mi dovada. Uite-i să vezi. E tatăl tău? Da. E patul ăsta? Da. E tablou același? Da. Fetelor, a semnat un contract? Da, nu, da, ce scrie în contract? Știi care e problema? Da. Vrei să spun? E vorba de 27.000 de euro, Tudor. Așa? Da. Ce-ți cu 27.000 de euro? Deci dacă pleacă să-mi dea 27.000 de euro. Pentru ce? Cum cine să-ți dea 27? Păi a contract cu mine. Cine să-ți dea, Diana? Fata ta, da. 27.000 de euro pentru ce să-ți dea 27.000 de euro? Mai înțeleg? Pentru ce să-ți dea 27.000 de euro? Mai tu ce păzești aici? Ce păzești aici? Cum? Păi ce caută camerele? Taci din gură, taci din gură, gata, ia, pleacă! Pleacă de aici! Pleacă de aici! M-ai făcut de bani! Eu nu înțeleg unde intră oamenii ăștia aici. Dar până ce păzești? Păi dar nu e la treabă, uite, aici vină, dă buzna peste mine, cum e posibil așa ceva? Eu îmi pierd casa pentru tine și tu! Eu vezi pe fii mea să fie c***! Arată-mă acum, vrea să văd contractul! Arată-mi contractul, las contractul pe copil! Arată-mi contractul să văd că-i semnătura e! De ce ai intrat în toată povestea asta? De ce? Pentru că am vrut să fiu independent și să am banii mei! Independentă, faci o facultate, părinții tăi te țin într-o facultate! Vreau să văd ce s-a întâmplat între ea și tatăl meu! Tatăl tău are o amantă, amanta o cheamă Ela, de aceeași vârstă cu tine! Și stai să vezi că tatăl tău e ciugulit de bani! Adică, de Ela, de l-a Vali, păcălit de mamă, Vali a băgat-o pe Ela pe gât ca să tragă bani de la el. Da. Tactu, o grămadă de bani a băgat Tactu, uite și aici în casa asta a băgat bani. De la început că nu e bine și că trebuie să plecăm, n-a vrut. Haide. Unde? Unde e nenumerit? Eu vreau să mă duc la Ela. Vino aici. Mișcă-te. Mișcă-te să vezi tu tot ce se întâmplă aici. Că tu habar n-ai pe ce lume trăiești, degeaba ai 20 de ani. Nici voi n-aveți o problemă că stați aici? Nu cred așa ceva și aici au venit, mă! Treaba de tine și tata? Ce? Cum am văzut care de mă? Te-ai încălcat cu tata? Nu! Cine ți-a spus? Maică ta să-l mai ață! Am văzut cu ochii mei de limare! Nu te încă cu tata! Ia de la care stau eu! Doina, cine să te ce? Tu ce faci? Eu fac bani! În ce fel faci?
faci tu bani, mă, nenorocind copii vinovați, așa faci tu bani? Da, fac bani, am să-i dau bani lui Tudor și trebuie să fac bani. Voi ce de ce ai dat tu, mă, de ce ai băgat tu pe gât pe panarama aia? Dar voi de ce ați dat buzna aici? De ce ai dat tu pe gât pe panarama aia? Nu pot pleca de aici. Dar nu le, dar poate să plece, le ține cineva cu japca? Da, niște 25.000 de euro le țin cu japca. Ce contract ai pus tu să vă momentul în care fetele au semnat, le-a explicat cineva, hei, uite-te aici, vezi în ce te bagi. Păi de ce? Păi sunt fete cu facultate. Eu profit, ce să le fac dacă ele nu citește contractul și semnează? Mai bine mă dau halul ăsta! Nu te scântești, mă! În halul ăsta, Doina! În halul ăsta să ne norocești niște copii naivi! Voi aveți magazin, voi vă descurcați, nu trebuie să mă descurc și eu? Cum să mă descurc? Păi halul ăsta! Dar tu știi ce fata ai crescut? Mă, noi n-am băgat fete la produs! Dar tu știi ce fata ai crescut? Ai venit la mine în casă, te-am omenit! Da! Am stat în picioarele tale, da? Dar vă vă convine să aveți de toate voi? Păi și am eu vreo vină că tu nu ai? Păi și atunci? Păi unde păi să ce mă nenorocești pe oamenii ăștia? Dar nu-i nenorocești. Fetele astea n-au părinți? Nu, să ne nenorocești singuri. Și eu ce să le fac dacă fetele nu înțeleg? Eu ce să le fac? Mă, nu te gândești că ar putea să fie copiii tăi? Haide, Doina, mă, auzi, te rog eu frumos. Mai, nu te gândești la lucrul ăsta? Deci, ți-am spus? Da? Să terminăm cu și dacă vreuna făcea pe nebuna și chiar vrea să plece. Putea să plece? Da, pe bune. Da, serios, haideți. Și fata aia de-a găsit-o plânsă toată în sufragerie, de ne-a deschis ușa. Deci asta nu știu. Păi cum deci să plece, mă, dacă avea să-ți dea ție bani, cum să plece? Cum să plece dacă le șantajezi cu alea? Poftim? Mă, tu nu vezi cât de nenorocit ești? Mi-a semnat mie contract, da? Dacă eu mă duc la poliție cu astea, te mănâncă pușcăria. De când s-a născut? Și poți să-i faci asta? Te lasă inima. Fata s-a plâns la mine, dar ce să-i fac? Da, ce să-i fac? Fată cu facultate, adică ce să-i fac? Adică e corect ce faci tu aici. Mie mi se pare, da, cu acte în regulă. Vreau să-mi explici ce s-a întâmplat între tine și tata, atâta vreau să știu. Că eu nu s-a întâmplat nimic. De ce te-ai culcat tu cu asta până la urmă? Îmi poți explica și mie ce s-a întâmplat? Draga mea, ce faci? Bine, până să certați de gură acum. Până să certi tu mie explicații, spune și mie cine te-a adus pe tine aici. Tati. De ce ești îmbrăcat așa, tati? Că așa îmi place mie să mă îmbrăc. Asta te-am învățat eu să faci acasă la noi. Nu. Așa ceva, uite-te cum ești îmbrăcată ca o... Nu sunt îmbrăcată ca o... Nu, cum nu trebuie, ca tine! Ca vezi pumele! Deci spune-mi, te rog frumos, tati, cine te-a adus pe tine aici? Vali, prietenul tău cel mai bun și eu nu știam că ai vorba de video și că te-ai pus cu... Te îmbraci frumos și mergi cu tati, vezi în ce ai intrat. A intrat într-o rețea de prostituție. De ce ai dat-o mă pe ca să-l mănânci mai bine de bani? Păi, dacă lui nu-i plăcea și era la core, de ce s-a băgat? Bă, dar tu ai refuzat una ca aia? Pune-te tu în locul lui! Și atunci, Doina, și eu ce să-i fac? Dar la mine nu te-ai gândit, Vali! La mine nu te-ai gândit! Doina, că suntem, sau că am fost prieteni foarte buni, uite cum procedăm. Ăsta e contractul care l-a semnat fata ta. Gata, am recuperat fata! Hai! Tudor, stai o secundă! Nu stau! Uite, nu, ascultă-mă! Fata ta mi-a semnat un contract, ia, în caz că plecă, uite-l! Da, să văd contractul! Deci uite-l! Da, mă, să văd eu sigur că e al ei! Deci, te rog, stai! Uite-te aici, Tudore, da? Ia-te numele! Ascultă-mă, e vorba de 27.000 de euro, ia uite aici! E 27.000 de euro? Numele fetii, da. Da? Așa, uite cum procedăm. Ia! Țiu cont că am fost prieteni, ne cunoaștem de atâta timp, nimic de zis, am venit la voi în casca la mine. Fii atent cum procedăm. Contractul cu fata ta, da? Dar banii care am să ți dau, nu mai vezi niciun leu. Și s-a terminat. Câți bani are mă ăsta să-ți dea? Mai contează? Păi așa, dacă e, voi trebuia să-mi dați 27.000 de euro conform contractului. Tudore! Nu te supăra! Tudore, prost ai fost să-i dai banul ăsta. De ce ăsta e? Vezi, da? Vali! Când eu ți-am Vali! Zis că te deci te rog frumos, în momentul ăsta, ascultă-mă! De fata mea! Tudore, în momentul ăsta, mergem, am recuperat fata. Luați-vă fata și valea din casa mea de aici. Hai, hai, am recuperat vă rog frumos. Hai jos. Hai. Pierd eu banii ăștia pentru fata mea, tot eu am rezolvat-o. Deci vă rog să ieșiți afară din casa mea. Hai. Că nu se procedează așa, da? Ei, potolește-te, ce faci scandalul ăsta? Păi da, e casa mea, ia ce căutați voi aici? E casa ta? Da, a venit să o luăm pe Diana. De ce? A venit să o luăm pe Diana de și cine mai vrea să plece? Cine vrea să mai iasă din ăsta să plece? Mă, tu știi ce contract ai semnat aici? Da, știu ce am semnat. Și ce ai semnat? Și acolo nu scria asta. Ce nu scria? Nu scria ce facem noi de fapt. Fetelor, nu li s-a explicat în ce se bagă, da? Explică și mie de ce băiatul ăsta o ia așa de o parte frumos prietenește de aripioară. A, și n-are voie să plece de aici, nu? Cine vrea să plece, să plece acum, să se îmbrace și să plece. Cine are chef să stea aici, perfect, să rămână aici în casa asta. Hai să mergem! Hai să mergem! Ai văzut șefa pe banii lui bărbatul meu!
Tudore, nu ascultă-mă exista, puțin. Nu mai, fără Tudore, mine nu rezolva nimic. Tudore, ascultă-mă nici două secunde, măi, da, omule. Ce? Deci nu, deci nu strica lucrurile, nu, tocmai acum la sfârșit. Fata mea am luat-o eu. Ai luat-o eu tu, ascultă-mă ascult, un pic, nu mai fi disperat așa. Hai să ne calmăm, vă rog. Fii atent ce spun. Că n-aude lumea. Sunt prea nervoasă ca să stăm de vorbă în seara asta. Eu zic așa, în seara asta eu mi-au copilul, mergem acasă. Iar tu, nu știu, treaba ta unde te duci în seara asta, vii mâine și stăm de vorbă omenește să vedem cum putem să reglăm problema dintre noi. E bine așa? Vrei să reglăm problema dintre noi, bine. Bine așa. Deci, Tudore, gândește-te că sunt niște ani. Ok. Da? Okay, avem o casă, lămurit. Avem o familie. M-a Sper lămurit. Că acum te-ai lămurit cum stau lucrurile m-a cu anturajul lămurit. Și cu prietenii tăi. M-a rănit ca mine, n-a fost nimeni în seara asta. Știu că ai puțit ceva, ți-au făcut ceva? V-au bătut? Spune-mi sincer că dacă v-au bătut, se schimbă foaia. Nu mai vreau să mai mi-amintesc nimic. Asta cu videochatul nu era o soluție, să știi. Și nu mai crede vorbele astea, că nu devine nimeni vede de peste noapte așa. Cum ai putut tu să crezi lucrul ăsta? Dar poate că devinăm. În ce fel vrei să-ți mai explic ca să înțelegi? Te-ai convins, ai văzut imaginile. Am înțeles, ok, gata. Am văzut și imagini și tot. Bun, și era nevoie să faci toată mascarada asta cu camere, cu televiziune... Diana, reține ce spun, că eu m-am apelat la emisiunea asta pentru taică-tu. Pentru că eram convinsă că mă înșeală și n-a vrut să recunoască sub nicio formă. Pentru taică-tu? Și din cauza asta, urmărindu-l pe el, s-a descoperit problema ta. Deci te rog eu frumos, devin o puțin mai responsabilă. E păcat de tinerețea și de frumusețea ta.